Vă salut și bine v-am regăsit la un nou Let's Play pe seria 0 Donații. Sunt direct pe cont cu banii de pe shop gata, gata în inventar. Haideți să vă arăt și shop-ul, pentru că este total schimbat, nu mai am nimica de pe 0 Donații, s-a vândut tot. Și după cum puteți vedea, deja banii avem, avem 10 oni pregătiți în inventar. Haideți să vedem ce vom face cu ei. Mi-a zis câteva idei că ar fi bine să investesc într-un can sau porcușor. Bineînțeles, dacă am avea și noroc, aș vrea să am noroc la un can rapid. O să deschidem, probabil că nu m-am decis încă, o cutie, dar nu mai mult astăzi. Și ce aș vrea 100% să fac este să cumpăr 200 cele, să facem papuci ăștia de foc. Bineînțeles, din nou, dacă avem șanse să îi facem plus 7, dacă îi facem plus 7, i-am lăsat așa. Nu vreau plus 8, că ies cam greu plus 8 cu zeu. Și dacă prindem vreo 10 zeuri din 200 cele, eu zic că e destul de decent. Am văzut și celeurile că sunt pe aici pe la depozit. Deci haideți să le cumpărăm și noi. Sunt, cred că aici, uite, 200 cele, 3,25. Săptămâna viitoare va fi eveniment cele și probabil vor mai scădea un pic și o să mai luăm atunci un stack sau poate farmăm, bineînțeles. Mă gândeam, bă, pe care să farmez, că sunt în pană de celeuri pe toate conturile. N-am pe 0 donații, n-am pe contul principal, n-am pe niciun cont celeuri și nu știu cum să fac. Și vom vedea atunci, data viitoare, weekendul viitor. Weekendul ăsta s-ar putea să nu fie niciun eveniment, gen să fie pauză. Și haide să vedem ce prindem din cele 200 celeuri acum la început, dar nu uităm și de butonul de like și vă mulțumesc foarte mult pentru peste 450 de like-uri la clipul anterior. Nu uităm și de giveaway special pentru membrii, aveți acolo în fila de comunitate toți membrii un clip special unde puteți să vă înscrieți, vedeți acolo despre ce e vorba și haide să vedem 200 cele câte zeuri. Nu o să vă țin foarte mult, haideți să deschidem acum pe filmare câteva, câte avem noi loc în inventar, uite primul zeu, după care mai facem loc și m-am gândit să pun pe un caracter toate limbile Sinsho și Jino, că da, suntem la galbeni, să le punem pe un cont și să citim din când în când, pentru că hai să facem și noi limbile astea, că nu mă înțeleg cu voi abonați, uitați și voi. Mi-a scris cineva Phil, mă gândesc eu că poate m-a întrebat dacă filmez și zic da, dar nu am avut de unde să știu 100% dacă m-a întrebat chestia asta, așa că haideți să citim și noi, cu un jo le aruncăm că nu avem nevoie. Deci văd că mi-au mers ambele cărți, o să pun toate cărțile pe un caracter și le păstrăm și mai citim din când în când. Am strâns 12 bucăți de zeuri, eu zic că e destul de decent pentru 200 cele. Sunt curios dacă facem ceva. Trebuie să cumpărăm vopsea gri, frânghii, deci frânghiile nu scumpe, vopselele, un caca, bucata, cam așa ceva. Și de-abia la dioxid de titan, atunci ne va costa. Uite că bine că mi-au picat și boabezen. Hai să băgăm, fiți atenți că mai aveam vreo 2500 ceva de genul. Hai să scăpăm și noi de grad. În sfârșit, bine că mi-au venit și niște zeuri, zenuri. Pardon. Cu ocazia asta am scăpat și de grad, foarte bine, deci am rezolvat încă o problemă. Haideți să rezolvăm și problema papucilor, ia să luăm aici o sticlă negoț, știu că pot să iau, că m-am uitat, este disponibilă. O scoatem din depozit, căutăm itemele de upgrade și sper să mă încadrez cu banii. Așa cum am zis, băi, plus 7 și gata, nu mai mult, nu mai puțin. Chiar aș vrea să-i facem rapid. Revenim cu itemele de upgrade. Vopselele gri sunt destul de scumpe. După cum puteți vedea, am cumpărat deja vreo 10 bucăți. Hai că nu le văd chiar. Uite aici, 10 bucăți. O să mai cumpăr 10 cu 12 caca. Puneți pe piață dacă aveți. Uitați că nu sunt foarte multe. Mai sunt, ia uitați, 140 la 4 oni. Exagerat. Chiar nu prea sunt pe piață. Vă dați seama că puteți face ceva bănuți. Ok, hai să vedem dacă putem face noi papucii și după aia vedem, uite, plus 5, perfect. După aia vedem în beta diferența, dacă e vreo diferență de damage. Hai plus 6, bă, dar ce-ar fi să-i facem plus 7 din prima, adică cum ar fi? Ia uite, plus 6. Bă, ar fi frumos, ar fi frumos, frumos. Uite, mitrile, o să cumpăr doar 4 dacă găsesc.
Și un dioxid de titan, băi, ar fi foarte bine dacă am scăpat de papuci. Mamă, dar ce-s cu prețul? Wow! Nu se poate, mă, fraților. 15 cacao un mitril, îi las plus 6. Îi lăsăm așa plus 6. N-am văzut prețul ăsta în viața mea. Deci e culmea. 10 zeuri îi mai lăsăm. Lasă-i plus 6. I-am făcut imediat 2 zeuri. S-au făcut plus 6. Ce mai avem de plusat? Nu mai avem de plusat chiar nimic. Îi lăsăm itemele deocamdată așa. O să vedem, o să facem noi cioburile. Am făcut pe sub caracter ieri cioburile de 2 ori off camera, ca să nu vă mai țin. O să le mai fac și astăzi odată. Și poate facem ceva, chiar vreau să facem ceva la alchimie. Pe 0 donații, contul mare, trebuie să facem de 2 ori cioburile. Și haideți să vedem dacă iese. Nu știu dacă să dau acum la alchimie. Hai să vedem gărzile dacă ne ajută azi. Data trecută a fost destul de ok. Scriem aici gardă. Și sper să fie, uite, hai că nu sunt chiar așa. Uite, le iau pe astea. Ar trebui să le iau pe astea 3 la 21 și gata, ne oprim. Și sunt și în pregătire. Hai. Atunci încercăm altceva. S-ar putea să nu fie zi, s-ar putea să fie un semn să nu deschidem. Încercăm razadorul, ia, fiți atenți dacă nu prindem noi ceva. Bă, dar ce-s cu țepele astea? Uitați-vă și voi ce se întâmplă. Ce-s cu prețurile astea? Uitați că nu există cufere razador și spagini cu țepe. Atenție mare că e jale totală. Nu mă așteptam la așa ceva niciodată, gen, să nu fie razadoare pe piață. Prima dată când am văzut asta. Ia nemere. Ce ar fi să fie? Uite, 10 cacao astea. Mamă, dar scumpe, nici nu știi ce să mai cumperi. Hai să luăm 3 bucăți, poate ne ajută. Uite, ne urează și un abonat spor la joc, poate chiar avem noroc acum. Avem nevoie de un pic de susținere. Hai, poate vine ceva, măcar un dioxid. Vopsea, uite, ne-au venit câteva vopsele, am avut nevoie. Hai, jumătate de cufăr să zici, hai, că nici chiar jumate, că-s 2 cacao vopselele. Puțin ne-am scos din ăla. Din ăsta chiar nimic. Piatră gheață fierbinte, nu știu dacă este ceva. Da, nu ne-au ajutat deloc. Hai să ne uităm piatra asta gheață. Nu, cred că este, sunt sigur că nu este foarte mult. Uite aici, 2 cacao, 8 cacao. Hai să o punem și pe aia, să zicem că o punem 5 cacao. Dar în rest n-am prins nimica din nemere. Hai să vedem dacă a deschis băiatul acela gărzile și revenim. Uite, am găsit niște melei la 22 caca. Hai să zicem că le luăm pe astea. Sper să nu fie în pregătire. Uite că nu sunt. Doar pe astea două le-aș cumpăra. Dar stai să văd dacă mă ajută. M-a ajutat 10 caca. Hai că m-a ajutat dacă e. Uite, opa, stați că e bine. Să știți că este foarte bine. Papucii ăștia fac destul de mult. Undeva la 10 caca. Și am o idee, vreau să-i dau la plus să evoluez. Asta vom vedea un pic mai încolo dacă facem niște bănuți dintr-o evoluție. Dar haide că dacă tot au venit papucii ăia, de ce să nu mai încerc și celălalt cufăr? Poate-mi vin niște papuși de foc evoluați. Și ați văzut sau poate n-ați văzut, dar vă zic eu acum. Sunt la 2 ani și 10, ceva de genul, perechea goală. Deci ar fi cât de cât ok dacă am face o pereche, n-ar fi șanse foarte mari, dar se poate. Hai! 30 caca, bravo! Deci 30 caca din ăsta, mai deschidem tot un cufăr melei, hai să vedem. 30 caca, hai că mai luăm unul și uite, tot niște papuci, perfect, dar ăștia sunt plus 4 din păcate. Poate reușim să-i facem plus 6. Mai deschidem până vine una de 10, știți stilul nostru? Ia să vedem ce se întâmplă. Da, gata, ne-am oprit, suntem ok oricum. Poate reușim o evoluție ceva, hai să vedem despre ce e vorba. Ar trebui să cumpărăm și niște vopsele. Ah, hai că m-a calmat. Haideți că revenim noi cu papucii, o să încerc să caut tot ce-mi trebuie pentru evoluție și revenim acolo. 10% șansă pentru o pereche de papuși de foc. N-avem foarte mari șansele, după cum puteți vedea. Trebuia probabil să-i dau la plus 7. Dar hai să încercăm așa. I-ați văzut?
Uitați-mă, fraților, 10% șansă plus un bonus. Ce mai vreți? Adică profit, profit imens, profit imens. 2 ani și 10, mi se pare. Deja, uite, cu ocazia asta, cumpăr 2 cutii cu pui. Fiți atenți, poate prindem și pui. O fi o zi bună. Băi, dacă pe contul mare chiar n-am prins zile chiar așa bune, văd că pe zero donații începem bine. Sper să îmi vină canul sau porcușor, mama, ar fi wow, sincer. Cutia cu pui 1 on și 10, o să cumpăr o cutie deocamdată. Îi fac aici loc fix pentru porcușor sau can și vedem. Fiți atenți, stați așa că nu vreau să-l văd. Chat-ul închis. Băi, ar fi wow, dar nu prea cred, din prima cutie ever pe contul zero donații ar fi chiar o minune. Pergamen binecuvântat. Și așa cum am zis, o să mai încerc doar una, că tot suntem, cum ar veni, cu papucii ăștia, suntem ok cu bănuții. Hai să mai luăm o cutie, dar e riscul mare. Am văzut în comentarii că vreți chestia asta, dar știu că pică greu când... Ori îl iei din prima, ori îl iei din 20-25. Hai să vedem. 3 permise, măcar, hai că mi-a mai scos un pic, 30k, este-ți negociabile. Mamă, mă tot gândesc să mai iau, să nu mai iau. Probabil o să mai luăm data viitoare, n-aș sparge toți banii, uitați că cum s-au dus. Mai avem 4 ani aproape. Mă tot mănâncă pielea să mai iau o cutie, dar nu știu ce să zic. Hai să, uite, pentru divertismentul vostru, dar nu uităm de butonul de like. Vine acum canul, hai să vedem. Pui, deci ultima, chiar ultima, am spus treaba asta. Nu o să mai cumpăr astăzi. Mi-a venit din nou bless. Deci nu vrea astăzi puiul. Este bine că mi-au venit papucii, deci nu suntem chiar așa rău, ne-am cam recuperat cu papucii ăștia, sincer, investiția, așa că nu sunt chiar așa supărat. Putea să vină și canul, dar n-am avut șanse astăzi. Hai să ne uităm și puțin la papuci, poate au mai scăzut, poate au mai crescut, ne uităm imediat acum cât sunt. Deci pantofi, ei sunt de level 80, hai să căutăm acum repede. 80-80, 1-50, mamă, și 2 ioni. Uite, ăștia chiar merită cumpărați. O să încerc să-i dau eu la 2 ioni pe ai mei. Și cum ar veni, ne-am scos aproape 2 cutii din papuci ăștia, plus ce mai farmăm noi astăzi. Poate mai facem, bă, ar fi cazul să facem ceva la alchimie. Haideți să mai farmăm un pic prin beta și vedem ce mai iese de pe acolo. Trebuie să facem astăzi, 100% trebuie să facem ceva la alchimie, un antic, cel puțin, vom vedea. Am făcut odată cioburile, deci suntem la a doua tură de cioburi pe zero donații și haideți să vorbim puțin despre un subiect. Ați văzut acolo pe Discord, cred că cei mai mulți dintre voi, servere noi, deci se vor introduce unele servere temporare de pe 25 noiembrie. Care vor ține parcă până în februarie sau ceva de genul. Și m-am gândit, bă, să mă joc, să nu mă joc. Și de fapt nu m-am gândit foarte mult. Am zis, cred că o să mă joc doar dacă nu va fi ca anul trecut. Anul trecut a fost nasol serverul temporar, chiar n-a avut nicio setare în plus sau ceva care să ajute să evolueze playerul mai repede, să zic așa. Chiar începusem să mă joc anul trecut pe serverul temporar și când am văzut că era mai greu, adică mult, mult mai greu ca un server normal, am zis pas. Deci depinde și ce setter va avea, dacă are tineri eroi, dacă are ucenic, depinde și de evenimente, vedem și noi cum stă treaba, deocamdată n-au anunțat nimic. Vom vedea după ce se anunță niște lucruri mai concrete despre server, dacă ne vom băga sau nu. Eu m-aș ruca, sincer. Aș face un caracter ceva pe care să-l transfer pe România ulterior. Pe contul principal, bineînțeles, să am un caracter acolo în plus. O să vedem cum e treaba și ce vom face. Dar mai este și vom vedea și ce setări, așa cum am zis, va avea. Dacă va avea setări bune, eu îi zic da. Dacă va avea setări proaste, va avea un clar nu de la mine și...
continuăm treaba aici simplu și ușor. Citisem la un moment dat un comentariu de la un membru de-al meu, care este și campion mondial, Z-Poker se numește, joacă aici pe România. Zicea, dacă fac o serie cu membri, o serie de la zero, uite, poate cu serverul ăsta temporar facem ceva cu membri, facem o mică breazlă sau ceva interesant. Cum v-am spus, vom vedea și ce setări are, nu mă arunc să dau, nu știu, să zic unele chestii înainte să văd ce setări are, pentru că știu că o pot da și în bară cei de la Gameforge cu noul server, ca și data trecută. Așa că nu mă arunc eu înainte să zic cum va fi. Vom vedea ce va fi și poate dacă vor fi chestii interesante, vom face la rândul nostru și noi chestii interesante. Corurile sunt gata pe contul cel mare. Transferăm itemele, le punem aici în depozit pentru farmerul mic. Că mai avem acolo 5 coruri de făcut. Deci avem aici 10 plus corul normal de la misiunea zilnică. Mai vedem dacă, băi, trebuie să facem anticul neapărat. Unul dintre ele, orice. Las că vedem care iese și ia să vedem colierul, talismanul și cam atât am depus aici în depozit. Am făcut așa, vreo 200 și ceva de mantii, 30 de blesuri și o aura. Hai să punem și aura în depozit pentru farmerul mic, poate reușește până la urmă. O mai mărim din când în când, adică mai citim când mai avem. Haideți că revenim cu toate corurile făcute și să vedem dacă iese până la urmă ceva. Haideți că mai avem puțin și pe 0 donații farmează, cred că lura asta e ultima, gata, hai că am terminat și cu contul acesta. Cioburile-s gata, hai să vedem, iese ceva sau nu iese. Hai să-i dăm drumul cu corurile, le deschidem acum pe toate, pac, tac, tac, tac. Gata, ăsta a fost ultimul, cred. Da, cred că ăsta a fost ultimul. Hai mă, hai să vedem anticele alea. Cred că la toate trebuie să facem. Aș vrea eu, hai să vedem cum stă treaba. Uite, două reușite până acum. La rupin cam slăbuțe, deci nu prea a picat, dar avem șanse. La granat, nu știu, dar hai să dăm și la granat. Trebuie să iasă și ăla la un moment dat. Și la Onyx ar putea să le lăsăm pentru extins. Hai, safirul s-a dus, granatul, bun, și onixul, ok, hai că le lăsăm pe astea la sfârșit, poate mai dăm și acolo. Eșuat, prima eșuare, succes, uite aici avem de un antic, eșuat la rubin, deci nu putem să facem rubinul, la jad putem, hai și safir, la safir iară nu putem. Hai cu granat, nici granat nu putem să facem, deci doar două bucăți, ori diamant, ori jad, hai să vedem cu care începem, hai cu diamant. A mers și jadul, pe ăsta-l jucăm, hai să-l jucăm un pic așa, ăsta l-am jucat degeaba că n-a reușit. Singurul lucru pe care mai putem să-l facem este să ducem la biolog și shop-ul, deci avem să punem pe shop un diamant, un on 30, 30 de blesuri. Și papucii, deci 2-3 oni, cam 4 oni. Băi, e bine, e bine sincer, am făcut ceva treabă astăzi. Poate mai deschidem data viitoare niște cutii cu pui. Este bună și crenguța, foarte bine, câte mai avem de dus? Biolog, am dus doar 3 până acum din păcate, dar asta este. Hai că ducem și pe ăsta, facem până la urmă, nu trebuie foarte multe, 25 dacă nu mă înșel. Și o să mai trebuiască să farmăm câteva, că mai avem doar 5 bucăți. Acum, hai să vedem ce punem pe shop. Deci am pus toate itemele pe shop, după cum puteți vedea, blesurile, papucii de foc și diamantul. Dacă vreți să le calculați, oricum eu le-am calculat înainte și vă zic de acum că sunt 402 KK. Deci 4 oni data viitoare și sper să se vândă. 4 ani plus 2, 6, aproape 7 buget. Sper să prindem canul data viitoare sau mai vedem ce facem. Poate facem și niște bișniță, o să vedem că tot avem sticla asta. Am putea încerca, dar nu prea sunt iteme de oricum, mai vedem, poate apar. Acum, FMS-ul ăsta, hai să vedem și noi cine îl prinde. Deci chiar este super de început. 41 medie, mai ales că vine și Crăciunul, acum vine anotimpul de iarnă, faceți un job, faceți
ceva, poate echipament, acum că poate mai sunteți și un pic mai liber. Lumea de obicei în perioada asta de iarnă joacă foarte mult metin și uite, vă va fi de ajutor. Hai să vedem cine îl prinde, revenim cu scenă. Hai, chiar sunt curios, 243 de comentarii, mamă, deci v-ați înscris aici. 11 secunde, un nenorocos, deci pare că ai avut foarte mare noroc de data aceasta. Cel mai bun FMS ai avut 35 medie, na, că de data asta o să ai unul cu 41 medie și cu element. De fapt numele lui e un norocos, deci chiar se auto-intitulează norocos. Am greșit eu făcându-l nenorocos. Uite că l-ai primit totuși, bravo, s-a dus FMS-ul. Hai să vedem pentru data viitoare, în poștă chiar nu mai am nimic, deci trebuie să mai aleg de pe acolo să vedem ce mai găsim. Revenim și vedem ce găsim pe acolo. Deci avem pentru data viitoare un FMS, deci FMS-ul acesta pietra plus 4 și cu element de pământ, dar trebuie să schimbați pe el. FMS-ul plus mortala cu 2 KPV 10 foc, 15 valoare atac, tot așa pietrată plus 4. Prima extragere și a doua extragere, un tigru plus 9 cu grabă plus 4 și un FMS plus 9 cu 28 medie 20 diavol și inscripționată plus 0 ca skin. Două extrageri, așa cum v-am zis, trebuie să-mi scrieți în comentarii de câte ori ați avut can sau porcușor. Estimativ, nu neapărat să ziceți concret, eu cred că estimativ așa la 5 bucăți cred că am avut. Cred că 5-6 bucăți pe toată perioada în care am jucat. Sunt curios și de voi. Ne auzim data viitoare, nu uităm și de butonul de like, giveaway pentru membrii până pe 15, deci mare atenție la fila de comunitate. Ne auzim data viitoare, vă urez multă pace și multă baftă. Vă salut!